un pas important la, la Bucecea cu privință la acest parc industrial. Am avut noroc de sprijinul Consiliului Județean, care ne-a ajutat cu suma de 1 milion pentru curățarea terenului, pentru aducerea de utilități. Bineînțeles că trebuie să mai punem și noi de la noi, ca și UAT, încă 15 miliarde, că altfel nu ne apropiam de sumele care au fost vehiculate pentru curățarea acestui parc și pentru aducerea totului la tot ce înseamnă utilități. Iar la utilități mă refer la rețeaua de apă, la gaz, proceduri deja adjudecate, care trebuie să înceapă ca și efectiv, ca și lucrările efectiv, la fel și canalizarea. La curent, pentru că ne trebuie curent trifazic, încă așteptăm să ne dea soluția tehnică cei de la, de la E.ON. Dar, așa cum vedeți și noastră, aproape 5 hectare de teren sunt curățite, o parte din piatră care am constructorul a preferat decât să o relocheze de aici, să o concaseze și să ne amenajeze un drum prin interiorul acestui parc industrial. Este un avantaj nostru. Licitația a fost pe 4 hectare. De fapt, finalizăm aproape 5 hectare cu insistență. Am rugat, asta au fost posibilitățile, au înțeles și ne-au sprijinit. Iar utilitățile vor fi rezolvate anul acesta? Utilitățile, deja licitația, v-am spus, la apă și la canalizare, deja a fost adjudecată, este emis deja ordinul de începere, s-a dat, avem proiectare și execuție. Cum s-a terminat proiectul, va începe efectiv și execuția pentru aceste utilități. La fel a fost adjudecată și societatea care va duce gazul. Așteptăm să înceapă, pentru că am bifat două puncte, ca să spunem așa. Odată aducem utilitățile la parcul industrial, care poate fi pus la folosință, la dispoziție, dar și pentru viitoarele două blocuri ANL, care vor fi construite tot aici. Această licitație a fost și asta adjudecată. În momentul de față se lucrează la actualizarea, pentru că au crescut foarte mult prețurile la materiale de construcție și în momentul de față se face o actualizare pe ceea ce înseamnă execuție. Două blocuri, câte apartamente? 24 de apartamente, au fost cererile la fel depuse pentru branșament. Noi suntem în grafic, așteptăm doar să vină constructorul și să se apuce de treabă. Și adică mă refer în anul acesta, nu vorbim despre la anul, în acest an. Revenind la parcul industrial, ați început pregătirea terenului, dar ați început și discuțiile cu agenții economici? Sunt mai multe discuții, sunt mai multe proceduri de licitație deja care au fost finalizate. Cea mai mare solicitare vine de la un investitor de la București care a dorit 13 hectare de teren. Procedura deja a fost publicată, așteptăm să se înscrie la licitație. Dumnealui dorește să facă relocarea unui parc logistic din Ucraina, să le aducă undeva aici la noi. O altă solicitare importantă, care deja avem încheiat contractul de concesiune, este cu investitorul Moruzi, care are Casa Pâinii. Dumnealui a dorit aceasta ia un hectar pe care dorește să relocheze fabrica de pâine de panificație de la Botoșani și ulterior mai are depus un proiect de 3 milioane și ceva de euro, 3 milioane 200 de mii de euro pentru amenajarea și construcția unor hale pentru produse refrigerate, la fel care dorește să le facă aici la noi la Bucecea. Mai avem o solicitare chiar pe locul unde suntem noi acum, unde este acest utilaj, de la o societate, de la o asociație care vor să facă o sală pentru masaj cu kinetoterapeut, da, ceva pe genul ăsta. În continuare este o fabricuță, un mini-atelier de fier, care a depus cerere pentru 1000 de metri pătrați. Mai avem două solicitări de la societăți care sunt prestatoare de... fac tiruri, au transport pe tiruri. Una chiar are cifre de afaceri pe Bucecea, undeva la jumate de milion de euro. La fel le-am pus la dispoziție, vor să facă hală cu ateliere, ceva de genul acesta. Am mai avut o cerere depusă pentru o fabrică de pavele pe un hectar jumate, o societate de la Corni. Încet, încet o să vină, pentru că acum arată mult mai frumos decât atunci când a fost platoul de filmare de la PNL, când erau toate acele ruine. Da. Ce suprafață puteți pune la dispoziția agenților regionale? Noi, ca total suprafață, avem aici undeva la 19 hectare. We'll be right back.